că majoritatea sunteți în avantaj față de mine, că ați mai fost la Creative Morning. Eu sunt Mihnea Blidariu, sunt muzician, cânt în formația Luna Amară și ocazional cu formația Dream Diggers. Colaborez cu Teatrul Național din Cluj, pun mai multe piese de teatru, organizez festivaluri și am fost foarte implicat în acțiuni civice și politice, poate mai puțin acum. Mulțumesc foarte mult, Ștefi, pentru invitație. Mulțumesc vouă că ați ales să ne petrecem dimineața asta împreună. Eu nu prea sunt un foarte mare fan al monologului. Am mai fost invitat acum ceva vreme la științe politice să deschid anul universitar și acolo, la fel ca și acum, am preferat dialogul decât monologul. M-am gândit la tema asta cu onestitatea și mă onorează faptul că Ștefi m-a invitat pe mine să vorbesc despre asta în condițiile în care s-a gândit la ceea ce fac cu Luna Amară și ceea ce spunem pe scenă cu Luna Amară și ceea ce încercăm să facem prin muzica și prin textele pe care le facem. Și m-am gândit să fiu așa un pic onest de dimineață cu privire la persoana mea și poate din ceea ce vă spun despre mine, nu știu, o să nască o discuție, poate la sfârșit vă zic și o poezie. În general am observat că sunt așa un personaj destul de controversat, deși nu-mi place să fiu așa, dar aparent asta este eticheta pe care mi-a pus-o societatea. Așa că sunt Mihnea și am 39 de ani, dar nu cred că am depășit nivelul emoțional de 18. În același timp, sufletește, mă simt cam de 100. Sunt Mihnea și sunt ateu, dar nu am nimic cu credința ta. Sunt Mihnea și sunt un muzician obișnuit care a avut norocul să întâlnească alți muzicieni obișnuiți cu care să facă o muzică mai neobișnuită. Sunt Mihnea și sunt un poet reacționar. Sunt Mihnea și îmi place să provoc publicul. Sunt Mihnea și nu când pentru tine, ci despre tine. Sunt Mihnea și am o părere bună despre mine cam 4 zile din săptămână și în celelalte 3 cam nu. Sunt Mihnea și îmi trăiesc a doua tinerețe, ceea ce nu știu dacă e chiar de bine, că nu-s chiar la vârsta a doua. Sunt Mihnea și nu am cu cine vota, dar sunt Mihnea și nici n-aș mai vrea să votez, pentru că sunt Mihnea și nu mai cred în reprezentarea politică. Sunt Mihnea și nu mai cred în partide. Sunt Mihnea și nu mai cred în președinte. Sunt Mihnea și nu mai cred în guvern. Sunt Mihnea și sunt anarhist, dar nu trăiesc în anarhism. E ca atunci când vrei să fugi printr-un câmp de floarea soarelui și descoperi că florile sunt din plastic. Sunt Mihnea și n-a să chem poliția dacă s-a la bătaie. Sunt Mihnea și cred că jandarmeria trebuie desfințată. Sunt Mihnea și nu mai suport zgomotul mașinilor. Sunt Mihnea și nu mai suport masochismul societății. Sunt Mihnea și la rândul meu sunt cam masochist. Sunt Mihnea și cred în relațiile deschise. Sunt Mihnea și cred în iubire, cred în libertate, cred în toleranță. Sunt Mihnea și nu cred că merită apreciere pentru că în lucrurile astea cred, e doar normal să crezi în ele. Sunt Mihnea și încerc să fiu un om bun și corect, poate că-mi iese pe jumate. Sunt Mihnea și nu am dușmani. Sunt Mihnea și mi-aș da viața pentru fiica mea. Sunt Mihnea și nu mi-aș da viața pentru un popor de oi. Sunt Mihnea și cred că istoria se repetă mai curând decât ne așteptam. Sunt Mihnea și cred că ultima soluție este o revoluție. Sunt Mihnea, dar nu prea îmi doresc să ajungem acolo, pentru că sângele de revoltat inocent nu se mai șterge niciodată. Sunt Mihnea și cred în umor. Sunt Mihnea și nu sunt a morning person. Cam ăsta a fost exercițiul meu de onestitate. Și înțeleg de ce m-a invitat Ștefi din perspectiva asta și tocmai de aceea am să vă zic o poezie, după care poate povestim așa despre ce vreți voi, despre onestitate, de fapt. Și am să vă zic poezia asta pentru că am mai spus-o și cu ocazia ultimului discurs, sau semidiscurs, tentativă de discurs ce-a fost. Și am să zic pentru că e proaspătă, e o piesă Luna Amară, de fapt, și e proaspătă în repertoriul nostru și deja a început să creeze controverse. Și cred că se întâmplă asta și cu piesa asta, ca și cu alte piese Luna Amară de-a lungul timpului, pentru că oamenilor e foarte ușor să găsească vinovați în exterior, să arate cu degetul către alții și mai puțin să fie onești cu propria persoană și cu greșelile pe care le fac.
Și cred că de asta e problematică muzica Luna Mare și textele noastre, pentru că de multe ori încercăm să vorbim despre ceea ce putem face noi mai bine sau ceea ce greșim noi, decât despre ceea ce greșesc alții sau care sunt ceilalți vinovați. Și piesa asta se numește Focuri și sună cam așa. Am de gând să cânt până să-mi cadă toți dinții și toate guvernele și toți președinții și din noaptea minții un anti-erou se va naște din nou și din nou și din nou și în tot ce voi spune și în tot ce voi face am să-l chem în lumină pe cel care tace. Nu zace în mine gând mai prezent decât gândul la omul ignorat și absent, împins și târât, folosit și urât, redus și mulțit, dedus din profit, luat în brațe, uitat, inocent, vinovat, prost rântoc și manipulat. Să vină, să vină, să vină, să vină, să vedem cu toții cine de vină pentru lipsa noastră de adevăr și curaj, pentru felul în care cedăm la șantaj, pentru cine conduce, pentru cine condus, pentru cel ce învață jocul supus, pentru vorbele noastre înălțate pe ziduri, pentru fostele vieți rătăcite în newsfeed-uri, pentru frica noastră de a privi în oglindă, pentru boala puterii ce a început să cuprindă toate mințile care se agață cu dinții de toate guvernele și de toți președinții. Am de gând să urlu până să știu că ești treaz și că viața noastră începe de azi, începe să cazi, începe să simți furia ce încleștează dinții pe dinți, să fim cu minți, să fim de treabă, să fim oameni buni, nu mai e opțiune în casa asta de nebuni. Răbdare și tutun, poate grabă și weed, poate o cărămidă în geam la sediu de partid, poate omul ignorat și absența săturat, poate tot ce are nevoie să fie întrebat, poate tot ce avem nevoie să punem întrebări, poate punem focuri în loc de lumânări. Mersi. Cred că a să răspund așa un pic mai lung ca să mă fac înțeles. Eu sunt un om care nu funcționează bine singur. De exemplu, nu-mi place, niciodată nu mi-ar plăcea să am un proiect muzical singur, să fiu eu așa. Eu funcționez pe, nu știu, în comunitate, legat de ceilalți. Și atunci, cumva, cred că cea mai profundă dorința mea ar fi să trăiesc într-o societate în care toți oamenii sunt cu adevărat liberi și își înțeleg libertatea. Cred că dacă s-ar întâmpla asta, atunci am avea o garanție clară că lucrurile ar putea să funcționeze. Ce înseamnă cu adevărat liber? Asta cred că e o întrebare la care trebuie să-și răspundă fiecare. Nu cred că înseamnă pentru toată lumea fix același lucru. Pentru mine înseamnă să pot să vorbesc liber despre lucrurile în care cred, să pot să vorbesc și să acționez fără să îmi fie teamă că ceea ce fac sau spun este tabu. Mă simt liber atunci când nu-i judec pe ceilalți și nici când ceilalți nu mă judecă pe mine. Și mă simt liber atunci când le acord celorlalți libertatea de care au nevoie. Da. Cam asta e pentru mine libertatea. De ce ești liber? Mă încerc, nu mi-e întotdeauna. Nu sunt nici cea mai altruistă persoană din lume, nici cea mai bună. Dar, nu știu, mă străduiesc. Mai dau și eu pe lângă rateuri. Nu știu, ce înseamnă pentru tine să fii liber? Știu eu. Bine. Secret. Ziceai că e o fetiță? Da. Cum te-ai influențat după ce ai descoperit lumea de parenting și fatherhood? Cum te-ai influențat în muzică și poate în viață generală? Păi uite, muzică, am scris o piesă pentru ea, se numește Om, și ea e pe, și piesa asta e pe albumul nou pe care l-am lansat acum. Și a fost foarte fain că a fost prima mea experiență în care am compus ceva pentru Sofia. Și cumva, după ce am compus piesa asta, am început să o cântăm și mi-am dat seama că, de fapt, e pentru voi toți, adică nu e... Cumva, încercând să comunic cu fiica mea, mi-am dat seama că ceea ce vreau să-i spun ei, vreau să vă spun și vouă, adică nu e... Și asta a fost un sentiment așa foarte fain, cumva de un alt gen de apropiere față de... Cumva, printr-o persoană care mi-este cea mai dragă pe lume, am ajuns să-mi dau seama că pot să mă apropii de oameni pe care nu-i cunosc deloc, de fapt. Și
În general, nu, e o transformare foarte mare să ai un copil. Pentru mine e ceva minunat și învăț de la ea cam pe cât învață și ea de la mine. Ne învățăm unul pe altul. Dar și am descoperit și chestii nasoale. De exemplu, lumea părinților din România e o lume destul de nasoală, după părerea mea. Am descoperit foarte multă violență, din păcate, din partea părinților din România și din partea unor oameni la care nu te aștepta, așa, când îi vezi, că ar putea să-și lovească copiii. Dar o fac. Și o fac așa, la modul, se întâmplă asta în România, foarte random, așa, foarte, oricând, oriunde, și nici măcar așa, poate nici măcar de vizibil, știi? Așa, o palmă, două chestii. Nu știu, sunt lucruri pe care am ajuns să le observ mai atent și care mă deranjează foarte, foarte tare. No. Salut! Salut! Ține cont că tu m-a fost solicitat. Cum crezi că am putea să fim mai mici, mai cu cei din jur, în general? Nu știu dacă există o rețetă. Adică, cred că sunt oameni care au fibra asta din, nu știu, din naștere, din educație, de acasă, mult mai mult decât alții. Am întâlnit oameni care pur și simplu sunt incapabili să mintă, chiar dacă uneori poate adevărul face mai mult rău decât o minciună, nu știu, bine plasată. Că se întâmplă și situații din astea. Și am întâlnit oameni care sunt incapabili, pur și simplu. Oricât de nasol ar fi adevărul, ei îl zic. Și am întâlnit oameni care pot fi duplicitari până la locomanda. Și, nu știu, cred că fiecare trebuie să-și caute răspunsul propriu la, la întrebarea asta. Pentru mine e legat foarte mult de, în afară de relațiile personale în care ești onest, pentru că e vorba de sentimente profunde, să zicem, în general, în societate, mie cel puțin nu reușește cel mai bine să fiu onest atunci când sunt empatic, când încerc să mă pun în locul celuilalt. Cam atunci, știi, cam așa îmi reușește. De exemplu, la un moment dat, de mai multă vreme încoace, încerc să lucrez cu mine foarte mult și să scap de niște comportamente sexiste sau rasiste, să zicem, pe care le am, pe care nu le doresc să le mai am în cap neapărat, dar le am pentru că așa a fost lumea în care am crescut și așa este în continuare cumva și, mă rog, acum știu să fac diferența, să mă separ de lume la opinii, dar când eram mic nu puteam și sunt chestii care mi-au rămas în cap, pur și simplu, chestii care poate nu par așa de importante. Și, de exemplu, la un moment dat, m-am avut cu cineva o discuție despre expresia a teneca ca țiganul la mal. Și eram așa foarte, cumva, discutam cu persoana respectivă că, nu, e o expresie, ce așa mare brânză, adică, nu, e o expresie, ca multe alte expresii, nu cred că ar trebui să, adică nu mi se pare o expresie rasistă sau... Și persoana respectivă mi-a explicat de unde vine expresia respectivă, nu știu dacă știe toată lumea lucrul ăsta. Expresia a teneca ca țiganul la mal vine de la faptul că pe vremea când țiganii erau sclavi, boierești și mănăstirești, erau două feluri de sclavi țiganii, sclavi boierești și sclavi mănăstirești. Și sclavii boierești, țiganii care erau sclavi boierești, mă rog, de obicei latifundiile erau pe lângă o apă curgătoare, fie că era un lac, fie că un râu sau un lac sau o apă, așa. Și dacă sclavul țigan făcea ceva greșit, era legat de picioare cu o funie și pus să noate de la un mal la altul. Și când se ajungă la malul celălalt, era tras de funie înapoi. Și se întâmpla operațiunea asta până se neca și până murea. Și de aici este expresia a teneca ca țiganul la mal. No, mie când mi s-a explicat de unde vine expresia asta, n-am mai folosit niciodată expresia asta ever, ever. Dar tot a pornit de la faptul că m-a interesat să aflu lucrurile astea și am încercat să mă pun în locul acestor oameni. Știi? Și atunci, cumva, trebuie să fiu onest cu mine și să recunosc că trebuie să fac efortul ăsta și că nu e ok că folosesc expresia asta, chiar dacă mi-e mai ușor să o las acolo în vocabular. Știi? Nu știu. Uneori e un pic de efort să fiu onest. Da. Salut! Bună! Eu, salut! Și poate mai din noi, suntem curioși și despre cum cânti, ce cânti și să te ascultăm. Și întrebarea mea este unde și când îl vei cânta pe care dată? O întrebare. La asta n-am cum să nu fiu onest. Următorul concert în Cluj, cred că este în 13 decembrie la Casa Radio. O să fie un concert acustic împreună cu Vată de Coarde, cu Vatătul Lenuaj. Ăsta o să fie următorul în Cluj.
În rest, găsești pe pagina de Facebook. Acum suntem în turneu, am lansat un album nou, se numește Nord, și găsești pe pagina de Facebook toate datele de turneu. No, cam asta. Și în rest, no, avem canal de YouTube, găsești acolo o grămadă de piese. Sfântul internet. Cum? A, da, bineînțeles. Nu pare mai complicat de în calitate de interpret, care e cea mai provocare a ta? Să mă fac înțeles. Asta e cea mai mare provocare a mea. Să mă fac înțeles, să știu că lumea a înțeles ce am vrut să zic de pe scenă. Asta e. Și când se întâmplă asta, sunt foarte fericit. Când nu, mai încerc. Dar asta e, adică... Cumva mă interesează foarte mult și mă bucur întotdeauna când vin oameni după concerte să discute cu mine, că mă interesează foarte mult ce au înțeles oamenii din ce spunem noi acolo. Știi, și atunci e foarte important asta. Este cea mai mare provocare să mă fac înțeles. Nu reușesc întotdeauna, dar tot încerc. Bună. Ce consideri tu că am putea face noi cu toții să ajungem la societatea pe care ți-o dorești tu și probabil mulțumesc foarte dintre noi, cât mai repede și nu istoric peste problemă? Încă îmi dezvolt așa cumva un sistem de gândire, să zicem. E că cumva am pornit de la ideea că am pornit de la a fi reacționar, de a reacționa la ceea ce nu mi se pare just în societate și cumva... am ajuns să îmi dau seama că pe lângă faptul că e nevoie de reacțiune la lucrurile injuste, e nevoie și de construcție și de acțiune și atunci cumva am început să mă gândesc așa, cam, să creionez cam cum aș vedea eu o lume mai bună, pentru că am și fost întrebat asta și mi se pare just în momentul în care critic să fiu întrebat și ce soluții ofer. Dar asta este părerea mea. Eu cred că ar trebui să... Cred că educația e cheia. Cred că ar trebui investit mult, mult mai mult în educație și mult, mult mai puțin spre aproape deloc în zona de armament militar, servicii secrete și așa mai departe. Cred că asta ar trebui cuplat cu o debirocratizare masivă a societății. Cred că ar trebui făcută o regionalizare și o descentralizare în țara asta. Și dacă nivelul de educație crește, cred că atunci lumea poate să devină mai tolerantă, mai empatică, mai preocupată de... semenilor, de cel de lângă și cred că lumea ar trebui învățată să participe mai mult la viața politică decât să caute să fie doar reprezentată și atât, o dată la 4 ani. Și toate astea la un loc ar putea să înceapă, să zicem, să recreeze o lume mai bună. Cred că sunt mulți pași de urmat și cred că e o chestie mult mai complexă să răspund la ea acum în 10-15 minute. Discuție mult mai largă, dar cred că începutul cam așa ar trebui să arate. Și cred că tehnologia ar putea să ne ajute foarte mult în loc să ne alieneze. Salut. Bună! Păi deocamdată trăiesc, am niște principii și valori și nu pot să le pun în aplicare decât în contexte foarte specifice și mărunte. Adică, de exemplu, am prieteni anarhiști și cu ei pot să discut multe lucruri care mă interesează sau cu ei pot să discut lucruri care pentru alții poate sunt tabu, dar... nu trăiesc într-o societate care funcționează după principiile în care cred eu. Și atunci, cumva, am încercat să subliniez asta, tocmai pentru că mi se pare că și asta e ceva ce ține de onestitate, și anume, cred că oamenii, nu numai aici, ci în general în lume, se mint destul de mult pe ei înșiși
și acceptă lucruri care de fapt nu le sunt comode și nu sunt potrivit cu principiile lor, dar le acceptă pentru că de multe ori, de fapt de cele mai multe ori, cred că le acceptă pentru că nu au timp. Pentru că trăiesc într-o lume care nu le lasă timp să mai gândească, pur și simplu, să mai stea să... Și atunci devine un cel vicios în care, nu știu, mi se pare că totul se învârte în jurul banilor și cheltuim timp ca să facem bani, ca să cheltuim timp. Deci cumva cam asta e tot. Și e o lume în care nu-mi place să trăiesc în momentul de față. Mie nu-mi place lumea în care trăiesc. Și de asta e foarte dificil pentru mine, dar în același timp mă ajută foarte mult să fiu onest cu privire la asta. Știi că m-a săturat să tot zic că hai că merge și așa, mai vedem mai încolo, hai că nu azi, hai că nu mâine, mai vedem poi mâine, fiecare avem problemele noastre. Deci nu, cumva, nu. Măcar asta pot să fac, să zic că nu-mi place lumea în care trăiesc. Știi? Și poate mai găsesc și pe alții și poate facem ceva împreună cu privire la asta. Ne poți spune un pic despre cum îți dezvolți tu creativitatea, cum faci pentru a scrie și ce faci pentru a-ți hrăni partea asta creativă? Fiindcă sunt un artist care crede în arta cu mesaj și pentru că de când mă știu mi-am asumat cumva ideea asta de critică socială, nu-mi trebuie foarte mult pentru inspirație. E de ajuns să mă plimb pe stradă. Cam atât. Deci cam așa, cel puțin în ceea ce privește versurile. Muzica e un proces comun, după cum ziceam și pe la început, eu sunt omul cu lumea, nu prea mă simt bine eu cu mine singur ca artist și atunci cumva și procesul creativ în luna amară e un proces comun. Se pornește la ideea cuiva și după aia ne influențăm așa reciproc. După cum îi spuneam cuiva la un moment dat, e singurul loc în care fac cu drag compromisuri, știi? Acolo, în sala de repetiție. Care sunt niște compromisuri frumoase, așa, muzicale, creative. Și cam asta. În rest, în ceea ce peste versurile, repet, e de ajuns să ies pe stradă, să mă uit în jur, să deschid un portal de știri, să am o discuție cu cineva care încearcă să-mi dea un pliant cu referendum. E simplu. E simplu să ai inspirație cu privire la asta, în România. Am și o întrebare. Și în numărul tău și în piesățiunea legendă din câte am reținut, o grămadă de dezavantaje sau de critici oarecum la România zilelor noastre. Mm-hmm. Și chiar așa cum ai zis de inspirație de exilie, că până acum e greu să fii în România. Și atunci întrebarea e, ok, dacă tot sunt atâtea lucruri nasoale, ce-i bun? Ce mai e ok aici? Sau care nu poți să te pune și calitățile sau avantajele? Ce e bun e că... Da, e nasol, adică e nasol, nu știu. E nasol că am ajuns să trebuiască să mă gândesc atât la ce e bun pentru mine. Pot să spun ce e bun pentru mine, nu știu ce e bun pentru tine aici. Te rog, pentru mine e... E fain că încă mai întâlnesc oameni care le pasă. E foarte, foarte important pentru mine și e ceva așa care o să îmi mângâie sufletul foarte mulți ani de acum înainte, faptul că Roșia Montană stă în picioare și acolo. E faină natura. Și nu mai știu, cam atâta. E fain pentru mine în România. Păi atunci de ce ai să treci în continuare aici și în altă parte? Pentru că n-am bani să plec în altă parte. E pe bune, e cel mai scurt și cel mai clar răspuns. Și ca să fiu onest până la capăt, mă simt mult mai demotivat acum să mai lupt pentru ceva în țara asta decât eram acum 5-6 ani. Și în momentul ăsta, dacă aș avea cum, cam 75-86 aș pleca, cu siguranță. Dar nu acum, că nu am bani. Că sunt în underground și când ce când. Este o societate în care simți că te-ai încadrat mai bine sau o perioadă a lumii din istorie în care simți că
Da, cred că în societatea amerindienilor. Și ca timp istoric și ca societate. Cred că acolo m-aș simți 100% în largul meu. Sau, ca să dau și un exemplu din zilele noastre, să zicem, deși și acolo sunt foarte, foarte multe probleme, cred că m-aș simți mult mai... mai puțin singur în Grecia. Vreau să revin un pic la tema evenimentului de astăzi. Și vreau să întreb, în ce măsură simți că este o provocare să fii onest cu cei din jur și cu tine? Pentru că mi se pare că trăim într-o societate care nu încurajează această trăsătură. Chiar din potrivă. Adică vorbim de la chestii de ce nu suntem învățați noi să... măcar să fim în conexiune cu noi înșine, dar noi să fim onești față de noi înșine, până la chestii de genul, știi, nu-i politic, o să zici asta sau nu se face asta, sau nu e ok, chestii de genul ăsta. Adică, știi, mi se pare cumva o valoare pe care, la modul cel mai real, trebuie să ne străduim să o punem în aplicare. Da, și cumva mi se pare că, ca în multe alte domenii, să zicem, sau... domenii. Mi se pare că problema în societățile cu un nivel scăzut de educație, mi se pare că atunci când vine vorba de onestitate, provocarea principală e aceea că oamenii, cu cât sunt mai puțin obișnuiți să fie onești, cu atât mai ușor este să cadă dintr-o extremă în alta. Adică să ajungă de la a nu fi onești deloc la a fi extrem de onești, la a fi cumva de a duce, cum să spun, onestitatea e o calitate, nu știu cum să mă exprim. De exemplu, și un nazist poate fi onest, ok? Deci și un nazist poate să vină și să spună că el e onest în ceea ce zice el, că el în asta crede și e onest. Asta înseamnă că e și bine. Deci cumva pericolul principal cu privire la atitudini normale care din cauza lipsei de educație au devenit anormale, că, sau au devenit o raritate, să zicem, au devenit excepția, nu regula, da? Atunci cumva provocarea e că trebuie mai întâi să-i educi pe oameni ca să aibă instrumentele necesare de a înțelege exact la ce se referă onestitatea, cumva. Și mi se pare deja foarte, foarte mult. Adică e ca și cum ai lua un popor de copii de grădiniță, cumva, nu știu cum să zic. Și e destul de, așa, nu știu, mi se pare un plan măreț, de-a dreptul. Cam asta mi se pare principala provocare în ceea ce privește onestitatea aici la noi, știi? Ca lumea să înțeleagă că dacă alegi să fii onest, asta nu înseamnă că lucrurile cu privire la care ești onest sunt neapărat lucruri bune. Știi? Și de aici intervine și toată discuția și confuzia cu corectitudinea politică, că acum vedem că, de exemplu, sunt grupări de, nu știu, extremă dreaptă, de rasiști, de sexiști, de așa de departe, care vin și zic, care este problema? Noi suntem onești, zicem ce avem de zis, de ce aveți o problemă? Trebuie să apreciați lucrul ăsta, că noi suntem onești. Dar asta nu e ceva neapărat de apreciat. Ai vorbit mai înainte despre arta cu mesaj și exista de unde să fie artă care scrie și mesajul, arta de dragă o face? Da, eu cred că da. Nu știu, arta abstractă, de exemplu. Stai puțin, hai să luăm altfel. Hai să nu, ca să nu, să reduc un pic aria. M-a referit la muzică cu mesaj, ok? Deci nu neapărat la toată arta, ok? Că nu am pretenția nici că aș fi vreun mare cunoscător de artă în general. Dar muzică cu mesaj, da, deci la asta m-a referit. Asta am să zic. Și da, există muzică fără mesaj. Mulțumim foarte, foarte, foarte mult. Mulțumesc și eu. Hai să luăm și întrebarea aceea, că a fost scurt asta. De ce ți-e frică de singurătate? Pentru că sunt un om comunicativ, sociabil, de felul meu, așa am crescut. Chestie pe care cred că i-am dat-o și fiică-mi mai departe. Și așa funcționez.
nu funcționez în singurătate. În singurătate devin paranoic și foarte refractar. No. Și nu-mi place asta. Prefer să... Așa, chiar dacă speranța moare ultima, eu până la sfârșit o să fiu naiv și o să sper în umanitate. Dacă mai ai timp, Mihnea, poate mai rămâi la o cafea în hol ca să mă spune. Musai! V-am zis că nu suntem morning person. Tocmai de-aia un mare rând de aplauze pentru că ai reușit să...